Pensii sociale 2024. Ce se întâmplă după recalculare, care este suma minimă garantată de stat? Beneficiarii de pensii sociale pot sta liniștiți. Sumele pe care le primesc nu sunt afectate de recalculare. Statul garantează că pensia socială garantată este de minimum 1281 lei pe lună, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării. Indemnizațiile sociale pentru pensionari, cunoscute și drept pensii sociale, nu sunt afectate de procesul recalculării. Potrivit Ministerului Muncii, toți beneficiarii de pensii sociale continuă să primească, de la 1 septembrie, suma minimă garantată de 1281 de lei, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării. În cazul în care pensia recalculată este mai mică de 1281 de lei, diferența se suportă de la bugetul de stat. Asta înseamnă că, indiferent de cuantumul rezultat în urma recalculării, Niciun pensionar nu va primi mai puțin de 1281 de lei, au precizat reprezentanții Ministerului Muncii, citați de ziarul Unirea. Numărul beneficiarilor de indemnizație socială pentru pensionare a fost de 928.187 în septembrie, cu 207.909 mai mic decât cel din august, arată datele centralizate de Casa Națională de Pensii Publice, CNPP. Din totalul beneficiarilor, 834.618 erau pensionari din sistemul public, iar restul, pensionari proveniți din fostul sistem de pensii al agricultorilor. Unde sunt cei mai mulți beneficiari de pensii sociale? În cazul beneficiarilor din sistemul public, valoarea media a pensiei sociale a fost de 527 lei în septembrie. Cele mai mari valori s-au înregistrat în județele. Maramureș, 611 lei. Cluj, 594 lei. Bistrița-Năsăud 591 lei, Hunedoara 598 lei și Prahova 585 lei. Cei mai mulți beneficiari din sistemul public: 38884 se înregistrau în capitală și în județele Suceava 34922, Iași 30895, Dolj 29862 și Prahova 27648 la categoria pensionarilor proveniți din fostul sistem de pensie al agricultorilor, așa numiți pensionari agricultori. Indemnizația socială medie suportată de la bugetul de stat a fost 342 de lei. Cele mai mari pensii sociale au fost, tot în septembrie, în județele Ilfov, 482 lei, Gorj, 440 lei, Hunedoara, 418 lei și în sectorul 2 din București, 423 lei. Cei mai mulți beneficiari din rândul pensionarilor agricultori erau în județele Iași, 6523, Botoșani, 6156 și Dolj, 6007. Potrivit legii, beneficiarii sistemului public de pensii ale căror venituri din pensii și indemnizații, cumulate, se situează sub 1281 de lei încasează lunar acest quantum, denumit indemnizații socială pentru pensionari, a mai precizat CNPP. Indemnizația socială pentru pensionari rămâne 1281 de lei până la sfârșitul lui 2024 și ar urma să crească anual prin legea bugetului de stat.